Continuând emisiunea noastră de astăzi, vom aminti că în emisiunea noastră din duminica trecută am început să vă povestim despre un frumos eveniment care a avut loc în localitatea Corpaci-Edineț, și anume sfințirea bisericii noi din această localitate cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a avut loc chiar în ziua sărbătoririi Sfântului Ocrotitor al acestui sfânt lăcaș, care a devenit și Sfântul Ocrotitor al acestei localități. Creștinii din această localitate s-au bucurat de frumoasa sărbătoare a sfințirii noii biserici, după ce un timp îndelungat nu au mai avut în sat un sfânt lăcaș în care să se roage lui Dumnezeu. În emisiunea noastră de astăzi, așa cum am promis data trecută, continuăm reportajul nostru de la acest frumos eveniment care a bucurat sufletele miilor de creștini prezenți acolo și care, desigur, a bucurat și sufletele altor creștini care nu au fost prezenți la fața locului, dar s-au bucurat împreună cu creștinii din Corpaci prin intermediul emisiunii noastre de această frumoasă sărbătoare de suflet. Așadar, să urmărim continuarea reportajului din localitatea Corpaci-Edineț. Pe lângă parohia din Corpaci, Părintele Valentin are în grijă duhovnicească alte câteva parohii. Printre ele se numără și parohia Sfântul Nicolae din Terebna. Astfel că mai mulți creștini din Terebna au venit să împărtășească bucuria sărbătorii cu vecinii lor din Corpaci. După Sfânta Liturghie, ei au prezentat în noua biserică un program de poezie și cântec creștin. Azi în sat, parcă ziua e mai frumoasă și seaua e mai voioasă. Am plecat acum cu toții și bunicul și nepoții la altar la închinat. Bucuroși ne-am întors apoi acasă și ne-am așezat la masă. Apoi mult ne-am veselit și la masă am ciocnit ouă roșii. Doamne, Dumnezeu meu de sus, vreau să mulțumesc nespus pentru tot ce am, ce sunt, ce iubesc pe acest pământ. Iartă-mă când mai greșesc, prin ce fac și ce vorbesc. Nu vreau bani, cumori, avere, vreau liniște și putere. Le pot face eu pe toate atunci când vighez din spate. Gândurile bune tu să-mi dai, să-mi câștig un loc în rai. Dă-mi răbdare să nu cert și un suflet bun să iert. Fă-le viața mai frumoasă celor ce așteaptă acasă și de multă timp puțin și îi ajut pe toți, amin. Mergând Iisus cu crucea-n spate spre Golgota sus, femeile îndurerate după el au plâns, crezând mereu sub greul crucii care l-a păsat, dar niciunul dintre mulțime nu-l ajuta.
Liturghia sărbătorii a adus multă speranță și încredere locuitorilor din Corpaci. Tristețea din inimile lor pentru faptul că nu au avut pe parcursul a mulți ani o biserică în sat, s-a transformat în bucurie binecuvântată cu care doar Dumnezeu știe să răsplătească sufletul răbdător și iubitor de cele sfinte. Oamenii au rămas foarte bucuroși, așa cum și Hristos, după ce a înviat din morți, primul cuvânt care le-a spus femeia mironosiție, le-a spus: bucurați-vă. Deci atât că, de fapt, și această bucurie a învierii au simțit-o și creștinii, împreună cu mine, ca preot paroh, pentru că de mult am așteptat această zi și iată că acest gând a fost realitate. Bisericii, de către soborul preoțesc și arhiereu, împreună cu creștinii și cu citirea Evangheliilor, a încununat sărbătoarea de la Corpaci și astfel biserica a devenit edificiul cel mai de seamă al localității. Și așa cum Dumnezeu știe să le rânduiască pe toate cu înțelepciune, ne-a mai spus Părintele Valentin Croitoru, atunci când s-a ales locul pentru construcția Sfântului Lăcaș și au fost invitați specialiștii geodeziști din Bălți pentru a face măsurările de rigoare, spre surprinderea tuturor, ei au constatat că viitoarea biserică, acum deja construită, se va afla exact în centrul satului. Locuitorii satului au văzut în aceasta un semn de sus că viața unui creștin trebuie să graviteze în jurul celor sfinte. Suntem foarte bucuroși că în astăzi zi frumoasă Sfântul Gheorghe s-a deschis așa Locaș Sfânt în satul nostru Corpaci, mult așteptat de toată lumea. Biserica asta tare mult am dorit-o în mijlocul satului, să fie mai aproape de toată lumea și de bătrânei și bătrânele care vor și au plăcerea să vie, să roage. Suntem mândri și foarte bucuroși că avem așa preot în sat și am deschis așa frumos Locaș în mijlocul satului. În construcția bisericii s-au implicat și mai mulți ctitori, cu contribuția cărora a fost posibilă edificarea Sfântului Lăcaș. La finele Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Nicodim le-a conferit locuitorilor satului Corpaci și ctitorilor care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea bisericii diplome și distinții bisericești, în semn de apreciere pentru munca deosebită. Primarul localității, de asemenea, a mulțumit celor care s-au implicat în această frumoasă lucrare, iar unuia dintre ctitori i-a conferit și titlul de cetățean de onoare al localității Corpaci.
Este un eveniment foarte important în considerentele că am fost lipsiți pe o perioadă de mai bine de 4 decenii de un lăcaș sfânt, unde oamenii ar fi avut posibilitatea să vină să se simte în liniște sufletească, să capete un cuvânt sfânt, să ducă o discuție pe suflet cu părintele. Și după îndelungată perioadă de timp, după o râvnă, o dorință extraordinară din partea localnicilor, am reușit cumva ca să ajungem acolo unde suntem astăzi, la deschiderea acestei extraordinare și foarte importante pentru noi clădiri, clădirea Bisericii Sfântul Mucenic Gheorghe din localitate. Bucuria învierii Domnului, pe care îndeosebi o vestim în perioada pascală și cea a sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință din anul curent, s-a încununat pentru locuitorii satului Corpaci și cu această mare bucurie a sfințirii bisericii noi, pe care au așteptat-o pe parcursul mai multor ani și pe care au edificat-o într-un timp scurt, din momentul în care au pus gând bun să pornească zidirea unei noi biserici. Pentru că acolo unde este un gând bun, întotdeauna în ajutor vine însuși Dumnezeu, de la care sunt toate din cele care sunt. Astăzi, aici, în localitatea Corpaci, un eveniment istoric. Acești creștini care au fost lipsiți cu 40 de ani în urmă de Sfânta Biserică, așa s-a întâmplat, așa au fost vremurile. Nu putem învinui pe nimeni. Dar astăzi acest lucru s-a săvârșit. Trecând 40 de ani, mă bucur de un lucru, că acești evlavioși creștini au fost lipsiți de biserică, de clădire, dar n-au fost lipsiți de zidire sufletească, n-au fost lipsiți de lucrarea Harului Duhului Sfânt, care a lucrat în fiecare inimă, în fiecare suflet a creștinilor din această localitate. Astăzi s-au șters lacrimile mamelor, părinților, la mulți credincioși din această localitate, care plângeau și erau nemulțumiți că trebuia să meargă, mai ales în posturile bisericești, să meargă în alte localități să se împărtășească, să se mărturisească. Astăzi vor aduce în jertfă inima și sufletul său înaintea altarului din această localitate, sfințit în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, tămăduitorul și vindecătorul și biruitorul, care este și patronul bisericii și a lui proslăvire astăzi o săvârșim. Pentru toți creștinii este o bucurie nepovestită de limba omenească, pentru că a avea biserică înseamnă a-L avea pe Dumnezeu în localitate. A avea biserică înseamnă a fi de rând cu toată lumea, nelipsit de toate harurile dumnezeiești, de slujirea și de închinarea, atunci când fiecare creștin dorește să meargă la biserică, să aprindă o lumnare, să săvârșească un parastas, pomenirea răposaților, părinților, strămoșilor, să facă o jertfă de bucurie a inimii și a sufletului atunci când roada este bogată, atunci când copiii sunt sănătoși, fericiți, când sunt căsătoriți, când au locul lor de muncă, poartă cinstea părinților. Toate aceste bucurii trec prin biserică, căci fiecare mamă, fiecare tată vine cu un prinos deosebit, aducând în jertfă mulțumire lui Dumnezeu, aprinzând o lumnare și mai ales în zilele acestea pascale, când toată suflarea mai mult rugăciune face de proslăvire lui Dumnezeu,
îi mulțumește pentru toate și mai apoi cere de ce are nevoie casa și sufletul lui. Creștinii din Corpaș sunt oameni gospodari, oameni care au știut să facă lucrarea aceasta în aceste vremuri grele și mai ales, să zicem, în vremea aceasta când era epidemia asta care-i o năvălit asupra lumii. Dar ei totuși, printre toate greutățile, s-au smerit, au îndrăznit cu credință și cu dragoste și au făcut datoria față de sufletul său. Au avut noroc că Dumnezeu le-a trimis un preot. Părintele Valentin este cel care este plin de dragoste față de creștini și totodată are toată îndrăzneala. El a citit și a găsit în Sfânta Scriptură cuvintele Mântuitorului care spuneau: îndrăziți, căci eu am biruit. Și iată, el în această vreme grea, cu îndrăzneală, a biruit și a adus la altarul credinței o candilă aprinsă pentru toată suflarea din acest pământ și pentru toți cei care au jertfit chiar o singură lumărică. Azi se primește o rugăciune deosebită de mulțumire lui Dumnezeu pentru că Domnul i-a ajutat să facă această lucrare mare, mare, mare și frumoasă în aceste vremuri. Să nu ne plângem că ne-i greu. Dacă avem dorință, avem bunăvoință, avem îndrăzneală, jertfim, Dumnezeu nu ne rămâne dător. Se achită cu fiecare la vremea cuvenită și cel care a dat deja simte că Dumnezeu îi răsplătește jertfa însutit și miit. Sfințirea Bisericii Noi din Corpaci, chiar de hramul Sfântului Lăcaș, a fost una dintre marile sărbători ale acestei localități pe care însuși Dumnezeu a binecuvântat-o prin mijlocirea Sfântului Gheorghe și purtarea de grijă a celor care au contribuit ca biserica să se înalțe în acest loc din centrul satului. De acum înainte, biserica din Corpaci va fi o ancoră prin tumultul vieții pentru toți creștinii de aici, un loc prin excelență al întâlnirii cu Dumnezeu. Și cu siguranță, așa cum vechea biserică din vechiul sat Corpaci, înghițit de apele Prutului, a lăsat o amprentă de neuitat în istoria satului și inimile sătenilor, așa și noua biserică va modela sufletele multor generații de acum încolo și va întări prin slova credinței templul lui Dumnezeu. O bucurie negrăită a cuprins sufletele creștinilor din Corpaci la acest eveniment de la care tocmai am încheiat reportajul nostru în emisiunea de astăzi, Sfințirea Bisericii din localitate. Și desigur, de astăzi înainte, acești creștini în interiorul Sfântului lor Lăcaș se vor bucura de comuniunea cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel euharistic, cu Dumnezeu cel real, care coboară către omul ce își îndreaptă pașii către Sfântul Lăcaș. Sperăm că această bucurie am reușit să o transmitem și noi în cadrul emisiunii noastre, în cadrul reportajului din Corpaci Iedineț. Cu aceasta încheiem emisiunea noastră de astăzi, iar duminica viitoare, ca de obicei, vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. Hristos a înviat!